Două eleve olimpice și o profesoară de limba și literatura română de la școala gimnazială Vlaicu Vodă din Slatina vor fi premiate de autoritățile locale la gala laureaților de anul acesta. Ana Erica Dincă, elevă în clasa a 8-a A, este olimpică la fizică. Deși muncește foarte mult, o face cu plăcere, pentru că fizica este pasiunea sa. Este foarte multă muncă în spatele rezultatelor, doar că este muncă făcută din plăcere. Fizica este o pasiune de-a mea și doamna profesoară de fizică, Minca Mihaela, m-a ajutat să o descoper. Colega sa, Patricia Elena Mușa, elevă în clasa a 7-a B, este olimpică la limba și literatura română și pentru ea, materia la care excelează reprezintă tot o pasiune. A fost o muncă extremă, însă mi-a și plăcut, deoarece întotdeauna limba română a fost o pasiune de-a mea și nu mi-a fost atât de greu, deoarece îmi plăcea să muncesc această materie. Și pentru că la școală munca este în echipă, iar o contribuție foarte importantă o au și dascălii, alături de cele două tinere va fi premiată și profesoara de limba și literatura română, Reli Dincă. Pentru mine, ca profesor, înseamnă că mi-am găsit sensul dacă reușesc să trezesc în fiecare elev de-al meu dorința de a vrea mai mult și îl ajut să și poată mai mult. Atunci când găsesc elevi capabili de performanță, deja mă consider profesor privilegiat, sunt onorată, sunt mândră, dar asta mă și obligă. Am participat anul acesta pentru a doua oară la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, poate cea mai prestigioasă competiție de la această disciplină. Eleva mea a obținut punctajul maxim la proba orală, iar după ambele probe s-a clasat a 5-a pe țară. Vă dați seama că acesta este un rezultat ce cuantifică atât seriozitatea ei, munca de la fiecare oră de curs, rigurozitatea pregătirii, cât și orele de după, orele în care ea și-a dezvoltat această pasiune, și-a șlefuit talentul, și-a ascuțit inteligența, pentru că a impresionat comisia de la Olimpiada Națională prin discursul său creativ și spontan. Cele două tinere întregesc lotul de 41 de elevi ai școlii gimnaziale Vlaicu Vodă din Slatina, care au obținut media generală 10. Tinerele și dascălul lor consideră că inițiativa autorităților locale de a premia performanța în învățătură este un lucru foarte important. Mi se pare o inițiativă minunată, deoarece motivează mulți copii să încerce și să fie mai buni la ceea ce îi pasionează. Mă bucură foarte mult acest lucru pentru că consider că toți copiii care lucrează și își dau interesul merită un premiu, deși majoritatea nu am făcut pentru acest premiu, am făcut pentru noi, pentru pasiunea noastră. Deși ei motivează că este pasiune, că este dorința lor de a cunoaște, sunt totuși niște copii care primesc și motivație extrinsecă, adică acest premiu în bani, această recunoaștere publică pentru ei valorează mai mult decât ne dăm noi seama și atunci este lăudabilă această inițiativă, evident. Gala laureaților, eveniment organizat de Primăria Municipiului Slatina, va avea loc pe 23 ianuarie la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Vor fi premiați toți elevii și dascălii lor care au obținut rezultate excelente la învățătură.